Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Rugby Nation, o ediție de sărbătoare pentru că este prima la Telecom Sport. În rest, lucrurile stau la fel, avem competiție în plină desfășurare, tocmai am trecut de etapa a treia, una extrem de interesantă, una în care, la fel ca în acele bancuri vei cu vestea bună și vestea proastă, avem două vești. În primul rând, vedem CSM-ul și vedem echipa dinamoviștilor care par să-și fi rezolvat problemele departamentale. Vom vedea asta și în viitor, dacă într-adevăr se întâmplă acest lucru. Iar vestea proastă e că începem din nou să vedem diferențe mari de scor, așa cum nu-și dorea, cred că, nimeni din federație. Despre toate acestea și multe altele vom vorbi astăzi cu un tânăr internațional, un tânăr jucător de perspectivă, a semnat un contract de aproximativ 2 ani cu Steaua, Tudor Boldor. Te salut! Ziua și bine v-am găsit! 19 ani, încă nu ai 20. Nu, urmează să împlinesc în următoarele două. Ai experiența unui contract încheiat cu o echipă mare din România, cu nume și ambiții, ai experiența deja unei naționale, deocamdată de juniori. Cum te simți cu toate aceste spoturi pe tine? Sincer, mă simt foarte bine. Oricine își dorește să fie în centrul atenției, să zic așa, dar în același timp e bine să rămân modest, cu picioarele pe pământ, pentru că mai am mult de muncă și mult de demonstrat. Tudor Boldor vine dintr-o familie orientată spre sport. Nu doar rugby, foarte mult sport la voi, da, în familie, dar o să ne orientăm un pic către rugby. Tatăl tău a fost internațional, a fost primul care și-a făcut un nume în sportul ăsta. Ai simțit această greutate? Ai simțit acest handicap? Sincer, da. De când m-am apucat de rugby, toată lumea mi-a spus că ai un nume greu de dus și va trebui să-l depășești pe tatăl tău. Toată lumea mi-a spus lucrul acesta. Asta, cu gândul ăsta, am plecat de mic. Și ăsta este obiectivul meu în continuare, să-mi depășesc tatăl. Tudor, toți cei care sunt în lumina reflectoarelor au parte de acel feedback, pozitiv și negativ. Uneori, pe bună dreptate, de foarte multe ori, răutăți gratuite. Cum manageriază un tânăr toate aceste lucruri? Știi despre ce vorbesc? Da. Am vorbit și cu tatăl meu despre aceste lucruri, mă sfătuiește de fiecare dată. Sunt multe răutăți și părerea mea este că nu poți niciodată să mulțumești pe toată lumea. De aceea prefer să-mi văd de drumul meu și să nu plec urechea la toată lumea. Știu ce am de făcut și îmi văd de treaba mea. Și reușești să faci lucrul ăsta? Da. Mă bucur să aud asta, mai ales la o vârstă atât de tânără, până la urmă, pentru că sunt oameni care au mult mai mulți ani de experiență și au probleme de comunicare din punctul ăsta de vedere. Spune-mi, în echipă, jucător tânăr, jucător de uvertură, știi cum se spune, e mica vedetă, e floricica echipei, uvertura, de multe ori se râde pe seama asta în sportul nostru. Ai simțit vreodată că ești protejat? Știi că sunt acele strategii de proteja uverturii, nu doar la uvertură tânără, la uvertură de calitate, de asemenea se întâmplă. Așa este, mă simt protejat în meci pentru că am niște băieți de pe linia a treia, de exemplu Viorel Lucaș, care de fiecare dată își face datoria și are grijă să nu mă murdăresc între ghilimele și încerc să-mi fac și o treabă cât mai bine în același timp. Am trecut de această etapă, etapa a treia, o etapă în care Steaua a câștigat cu Universitatea Cluj și faptul că Tudor este alături de noi nu e o întâmplare. Tudor Boldor s-a ales cu titlul de omul meciului. Așa este. E onorant, nu? Este, pentru că este și primul meu titlu de omul meciului. Intru cu aceeași mentalitate înainte de fiecare meci. Pot să spun că am emoții înainte de fiecare meci, am aceleași trăiri și încerc să tratez fiecare meci la fel în parte, nu contează că joc cu Cluj sau cu Timișoara. Există o anumită subiectivitate atunci când se alege titlul de omul meciului. Îți mărturisesc că în partida cu Dinamo, dacă nu greșesc, sezonul trecut la finalul turului, nu știu, o partidă în care ai dat 2 eseuri, probabil tu o știi mai bine, mai ales pentru că a fost împotriva lui Dinamo, atunci ți-aș fi dat eu titlul de omul meciului. Atunci te-am văzut ieșind atât de ușor la rampă, atât de natural la rampă, cu eseuri de autor, nu acele eseuri în care echipa lucrează pentru tine. Așa este, am avut un meci foarte bun atunci. A fost semifinala de Cupa României. A, deci nu a fost nimic. Mersi de precizare. O semifinală în Cupa României, în care am jucat fără băieții de la echipa națională. Cu toții ne-am dorit acea victorie, o victorie foarte importantă pentru noi, mai ales jucând acasă în fața suporterilor. Și am dat tot ce am avut eu mai bun pe teren și mi-a ieșit. Steaua în acest moment, ca să ne întoarcem la ziua de astăzi, are 3 meciuri, 3 partide câștigate cu bonus ofensiv. Sunteți în grafic. Ai simțit amărăciunea de anul trecut? A trecut acea amărăciune? Care sunt ambițiile voastre acum? Ambițiile noastre sunt, cum a spus și Viorel Lucaș la conferința de presă. Noi ne dorim să creștem de la meci la meci. În fiecare an am început foarte bine și am reușit să ne menținem sus în clasament.
Noi ne dorim să creștem, cum mai devreme, de la meci la meci și să ajungem cât mai sus. Obiectivele noastre sunt ambele finale, Cupa României și finala Superligii Czech Bank. Nu duceți lipsă de ambiții. Nu. Am șters cu buretele și mergem mai departe. Etapa a treia, vă spuneam, una interesantă, cu bune și cu rele. Steaua, Universitatea Cluj, 45-8, victorie cu bonus ofensiv. Dinamo București, Polia, 70-5. Un duș rece pentru Ieșeni, o echipă extrem de interesantă, echipa lui Rațiu. 70-5, un scor abrupt, probabil și determinat de faptul că Dinamo s-a întărit atât de bine pe 3 sferturi. Însă vom vedea în meciurile cele grele, pentru că Iașiul nu a pus pe foaie, din ce am înțeles, nici măcar 23 de jucători. Și meciul vedetă, CSM București, Timișoara Seresen, s-a încheiat 28-16. O doză mare de surpriză, deși mulți spun că nu a fost, însă acești mulți vin majoritatea din clubul bucureștean. Să vedem ce s-a întâmplat aici în București. CSM București și Timișoara Saracen s-au oferit un derby savuros în etapa a treia din Superliga de rugby. Gazdele au pus primele puncte pe tabelă, dar ușor-ușor bănățenii au preluat controlul meciului. Campionii din sezonul trecut au intrat în avantaj la cabine, 13-9. Jocul s-a schimbat total în partea a doua. Tigrii au întors soarta meciului și s-au impus în final cu un incredibil 28-16. După rezultatul din prima etapă, aveam nevoie să recuperăm aceste puncte. Felicit băieții pentru o altă față, o altă atitudine și sper că de acum înainte să nu coborăm nivelul care l-am aratat. Așteptam de 8 luni de zile, aproape 9 luni de zile acest meci contra fostei echipei. Am trecut printr-o perioadă grea, o perioadă de recuperare. E foarte greu, pentru că orice meci pierdut e greu să-l gestionez, cu atât mai mult când șoși pe puncte și nu reușesc să iei nici măcar punctul bonus. CSM din nou face un puternic iz de deja vu. Ne-am văzut în tribună, era jumătate din echipa Stelei. Cum ați gustat? Cum ați gustat și cum ați văzut voi? A fost sau nu a fost surpriză din punctul vostru de vedere? După părerea noastră a fost o surpriză, pot spune asta, pentru că ne-am așteptat cu toții la un meci tare, dar nu ne-am așteptat la acest scor, acest rezultat. Nici măcar punctul bonus defensiv, cum a zis și Vasile Rus mai devreme. Cred că e frustrant pentru ei, pentru timișoreni. Da, este. Și un semnal de alarmă pentru voi în condițiile în care mâine e marea partidă. Da, așa este. Noi ne dorim mâine să scoatem maximum din această partidă, să câștigăm, de ce nu. Și pentru cei de la Timișoara, sigur că a fost frustrant, pentru că ei s-au obișnuit să câștige oriunde se duc. Și toată lumea așteaptă acest lucru. Exact. Și părerea mea că mâine presiunea va fi pe umerii lor. Un început de sezon bun, un început cel puțin bun, încerc să nu folosesc epitete mai grele decât e cazul, însă trebuie spus, mâine vei lipsi de la Timișoara din cauza unei duble întorse, nu? Glezne și genunchi. Da, așa este. Meciul cu Cluj s-a întâmplat, din păcate, acest lucru. Nu este o accidentare foarte gravă, dar mă va ține departe, de exemplu, de acest meci și nu voi putea evolua. Să vorbim foarte scurt despre clasament. Steaua, cum spuneam, conduce în top, 15 puncte din 15 posibile, CSM 11, Baia Mare și Dinamo continuă cu 5, însă ele au un meci mai puțin disputat, la fel ca Timișoara, care surprinzător e pe locul 5. Nu vreau să mă gândesc la orgoliul mare, la felul cum au fost hrăniți și învățați cu acea mentalitate de a învinge în orice partidă. Am simțit și eu presiunea asta de fiecare dată când am discutat cu oamenii din club și e normal, până la urmă, la un club profesionist. Însă nu vreau să mă gândesc cât de tensionat e vestiarul. Vom afla ceva mai târziu în această emisiune. 4 puncte are Timișoara, Iașiul are 2, ambele bonus defensiv. Universitatea Cluj, un start destul de greu, însă deocamdată Clujul trece printr-un proces de reconstrucție foarte, foarte accentuat. Și pentru că vorbeam despre etapa aceasta, o etapă cu 2 meciuri foarte tari, o să ne îndreptăm puțin atenția către Baia Mare, pentru că prin telefon ni s-a alăturat antrenorul George Sava. Vă salut, domnule Sava! Bună ziua noastră și invitațiilor dumneavoastră. Ca să spunem așa, ați fost avertizat. CSM, nici nu știi cu ce echipă merge. Cea care făcea egal cu Iașiul sau cea care bătea Timișoara. În orice caz, deja lucrurile sunt cât se poate de tensionate. Cum îi primiți? Noi îi primim cu bine, vă dați seama. Este fost un antrenor al echipei de la Baia Mare la CSM. Deci o să fie bine primiți. Nu e nicio problemă. Apropo de acest lucru, știți foarte bine, va fi un meci de autor în condițiile în care Eugen Apioc știe foarte bine fiecare plus și fiecare minus al jucătorilor dumneavoastră. V-ați gândit la asta? M-am gândit. Sper să îi fac o surpriză plăcută fostului antrenor. M-aș bucura pentru băieți, în primul rând, și automat și pentru noi, nu? Baia Mare, știm, e o echipă cu ambiții.
O echipă care întotdeauna trage la titluri, la cupe, a și bifat una în acest sezon. Și vă felicit pentru asta, însă, de asemenea, Baia Mare în acest moment are deja un handicap, a pierdut deja o partidă. E o presiune în plus. Da și nu. Deci, în primul rând, să nu uităm, am pierdut totuși la echipa campioană. A fost un meci în care noi am fost aproape să facem o surpriză din nou. Deci, o să fie un meci echilibrat și eu sper să nu ne încurcăm. Tehnic, probleme de lot? Deocamdată sunt doi accidentați, dar sperăm să-i recuperăm. Domnule Sava, pentru că ați fost antrenorul Iașiului, pentru că știu că nu ați plecat în urma vreunui scandal, au fost acolo lipsuri mari de tot, cu siguranță vă uitați cu simpatie în zona aia de nord. Spuneți-mi, cum vi se pare acum startul acesta și mai ales scorul cu Dinamo? Din păcate, ei au probleme financiare, iar de aici automat vin și alte probleme. În primul rând, ei acum, după primele meciuri, după primul meci în care s-au utilizat la maxim, vă dați seama că acum le este foarte greu să sări și recupereze jucătorii. Gândiți-vă că ei joacă doar au un lot foarte restrâns. Iar Superliga, din păcate, uzează foarte mult. Uitați deja Timișoara câte accidentați are, dați-vă fiecare echipă ce probleme au cu jucătorii. Domnule Sava, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, vă urez multă baftă, fără accidentări, pentru că tot mai ați punctat lucrul acesta și să ne auzim cu bine și joia viitoare. Poate ne și vedem. Bun, da. Numai bine. Cu plăcere, numai bine, sănătate. Ne întoarcem la subiectul nostru, Tudor Boldor. Ai avut parte în carieră de antrenori tineri. A fost Cristi Petre anul trecut. George Sava, am înțeles că o perioadă foarte scurtă, foarte pentru scurt, că tocmai am vorbit cu el. Iar anul acesta, Dănuț Dumbravă. Te avantajează? Simți că te avantajează lucrul ăsta? Simt că este un antrenor cu care merg cam pe același drum, jucând și același post pe care îl joc eu acum. Știu că a avut... Uite, nici nu m-am gândit la asta, într-adevăr. E bine punctat. Da. Mă poate sfătui și este cel mai în măsură să fac acest lucru, având experiența în spate. Eu îmi văd de treaba mea, toți jucătorii, este o atmosferă foarte bună la noi echipă, asta pot să vă spun. Este și se simte asta. Da. În afară de perioada finalelor de anul trecut, chiar am simțit o atmosferă. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar atunci s-a simțit că s-a stricat atmosfera rău da, de tot. Da, atunci pot să zic că am cedat și unei presiuni. Probabil. Și anul ăsta, cum am zis, am șters cu buretele, o luăm de la capăt și suntem o echipă mai unită ca niciodată acum. Tudor, am avut experiența să lucrez cu jucători tineri. Nu am să dezvolt. Dar am văzut o problemă, o ruptură foarte mare. Probabil și de la mentalitate și de la idol diferiți, de la lucruri diferite pe care unii le plac, unii le displac. Cum te vezi în tabloul acesta? Ești un jucător tiner. Simți discrepanța asta între tine și ceilalți oameni de vârsta ta? Acum disciplinat în sport. Da, pot spune că întotdeauna mi-am văzut de treaba mea și de antrenament. Am avut, contrează foarte mult viața extrasportivă, pentru că la vârsta asta, știți dumneavoastră, tentațiile sunt mari. Am avut grijă de fiecare dată să am grijă la acest lucru. Poți să faci ruptura asta? Da. Părerea mea că dacă știi ce vrei, nu este foarte greu. În familie, toată lumea se uită la tatăl tău. Toată lumea spune că ai fost avantajat, ai primit sfaturi și mie mi se pare ceva absolut firesc. Însă tu mi-ai mărturisit ceva mai devreme că cea care te-a ajutat foarte mult a fost mama ta. Da, sigur. Mama mea a avut întotdeauna grijă de mine, a avut grijă să mă ducă la antrenament când tatăl meu n-a fost acasă, să spun așa. Și de fiecare dată mă sprijină. Mama este lângă mine și știți că e și vorba aia că băieții sunt mai mult cu mamele. Așa se întâmplă. O întrebare foarte tehnică acum. A început sezonul, am văzut deja trei etape, practic jumătate din tur s-a dus. În afară de Steaua, care ți se par echipele puternice, echipele sperietoare, echipele cu care îți place, dar ți-e și greu să joci? Echipele care se anunță de obicei cam în ultimii ani sunt acelea. E Timișoara, clar, campioana în titlă. Este Baia Mare, care an de an are un cuvânt greu de spus. Și anul acesta, mai puternic ca niciodată, după cum se vede, este echipa CSM-ului. Vedem cât o va ține, pentru da, că e vorba de un maraton, așa se spune, nu de un sprint. Exact. Se termină turul campionatului, după aia va începe Cupa României în noiembrie și să vedem cum vor evolua lucrurile. Tudor, te întrerup o secundă pentru că alături de noi este domnul Dușan Filipaș, vicepreședintele Timișoare Citizens, adversarul de mâine. Vă salut, domnule Filipaș.
Vă salut, bună ziua! Victoriile aduc victorii, știm acest lucru, însă ce aduc înfrângerile, mai ales pentru dumneavoastră? Înfrângerile pentru Timișoara un gust amar, adică pentru că sau și un gust amar, dar în același timp din înfrângeri se poate învăța mult mai mult decât din victorii. Depinde de abordarea pe care o avem și consider că antrenorii noștri și staff-ul are suficientă experiență încât să luăm mai multe lucruri pozitive dintr-o înfrângere. Dar, bineînțeles, vin și cu un gust amar. Domnule Dușan, ați fost un etalon de performanță sau nu, sunteți un etalon de performanță, mai ales la Timișoara. Așa e, da, e la prezent, e mult mai bine folosit. Sunteți un etalon de performanță și subliniez acest lucru pentru că am văzut reacția presei la victoria CSM-ului. Cât de mult s-a pompat în capitalul de imagine al CSM-ului doar pentru că v-a bătut. Asta în sine e aproape un compliment pentru Timișoara. Ce vă întreb eu acum? CSM-ul a găsit cheia succesului. Ce s-a întâmplat? E deja un puternic iz de deja vu. 3 înfrângeri ale Timișoarei în fața CSM-ului în mai puțin de un an. E un complex? Nu, deloc. Este vorba despre modul cum abordăm meciurile și cel mai periculos adversar pentru Timișoara este Timișoara. Și am spus-o aceasta de fiecare dată în ultimii 5-6 ani și o spun și în acest an. În momentul în care noi suntem vom fi pe un tren ascendent, pentru că sezonul este lung, sezonul nu se termină în septembrie sau în octombrie, sezonul se termină în luna mai, iunie, depinde când va fi programată finala anul viitor. E un sezon lung în care Timișoara are, spre deosebire și de celelalte echipe din România, cel puțin încă 6 meciuri internaționale în plus. Noi trebuie să fim focusați și trebuie să ne atingem nivelul de performanță la final de sezon. Domnule Dușan, ne mai așteaptă câteva intermediare, pentru că avem în ianuarie, s-a schimbat sistemul din challenge card de calificare, avem în ianuarie meci eliminatoriu ca să ajungem în fazele finale, deci sezonul nu începe și nu se termină în septembrie. Vor fi și în februarie mulți jucători la național și așa mai departe și asta mă duce la următoarea întrebare. Cei mai importanți adversari ai Timișoarei sunt foștii timișoreni? Știți de ce întreb asta? Au fost 5 jucători în lotul CSM-ului exponențial pentru cursul jocului. L-am văzut pe Carpo, l-am văzut pe Chini Chinilau, l-am văzut pe Burcea, fostul capitan, Calafetean, omul meciului. Bine, din punctul meu de vedere, alți jucători de la CSM trebuia să fie jucătorul meciului, dar, într-adevăr, Valea... Da, există subiectivism, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, oricum, Valea a fost, dacă nu, primul, al doilea jucător din echipa CSM-ului sau pe același nivel cu cine am considerat eu că a fost jucătorul meciului. Demonstrează faptul că 5 jucători de la Timișoara sunt la CSM, demonstrează faptul că Timișoara este un etalon. La Timișoara se face performanță în momentul în care jucătorii pleacă de la Timișoara sunt capabili să facă performanță oriunde în țară. Exact asta spune despre valoarea noastră, despre valoarea echipei, despre valoarea locului. Domnule Dușa, nu vă las până nu spuneți și jucătorul evidențiat, pentru că e onorabil, iar în sportul ăsta nu cred că un compliment merită lăsat deoparte. Paul, la Chinclau, consider că a fost. Am înțeles. Da, și Tudor l-a remarcat foarte bine. Mă așteptam să spuneți, Paula Chinichinilau. Un jucător de la Timișoara. Da, un altul. Cum e munca cu noul antrenor? Cred că în acest moment nu e foarte fericit domnul Williams. Orice început are partea lui de swish, ca să spun așa. Și când zic swish, este de schimbare, percepția de schimbare. A venit un nou antrenor cu un nou sistem, cu o nouă mentalitate, cu un alt mod de pregătire. Era normal într-un fel ca echipa să reacționeze sau să nu se adapteze din prima la cerințele lui. Au trecut doar 3-4 săptămâni pentru că n-a fost la Cupa Regelui, nu a fost alături de noi, mi s-a alăturat după Cupa Regelui. Mi se pare un început normal, dar trebuie să avem răbdare și să așteptăm rezultatele, să avem încredere. Domnule Dușan, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mult noroc, multă baftă vă doresc în continuare. La revedere, mulțumesc. La revedere. Ne întoarcem, Tudor. Ne întoarcem pentru că mai avem de discutat. Spune-mi, în jocul tău am văzut multe crosuri, am văzut multe deschideri, multe oportunități de care ai profitat. E evident că te uiți foarte mult, nu doar practici rugby-ul, te uiți
și aș simți undeva în emisfera sudică. Ai contrecut tatăl tău, apropo de treaba asta? De felul în care se iau deciziile, de soluții? Pot să zic că am cam aceeași mentalitate cu el. Ne înțelegem de minune când vine vorba de rugby, avem cam aceeași gândire. Așa este, urmăresc rugby din emisfera sudică, îmi place foarte mult și îmi place jocul deschis. Îmi place să încerc lucruri noi, îmi place să joc dezinvolt. Tudor, e o statistică îngrijorătoare. Peste 90%, dacă mi-aduc bine aminte, oricum o cifră halucinantă, de jucători tineri se pierde la juniori, la trecerea către seniorat. Ai avut multă baftă, ai avut o deschidere de care ai profitat. Ai simțit nevoia unei competiții, unui campionat intermediar, nu știu, de cadeți, de sub 23? Înțelegi? Da, acest lucru se practică în Franța, așa zisul espoir. Da, este un lucru care ne-ar ajuta foarte mult pe noi, jucătorii tineri. Pentru că, de exemplu, nu prinzi toate meciurile, de exemplu, nu prinzi primul 23 la un meci important. Dar atunci îți va da ocazia să joci la echipa de espoir și poți să te afirmi acolo. Și ai meciuri în picioare weekend de weekend. Dar, cum mai știți dumneavoastră, sunt foarte mulți jucători care se pierde la junior către seniori. Pentru că nu sunt nici foarte multe echipe, într-adevăr. Și nu prea reușesc să străpungi. Exact. Acum sunt și foarte mulți jucători străini veniți. Exact. Simți frustrarea asta? Steaua nu are problema asta, între ghilimele, deocamdată. Are un procent sănătos de jucători autohtoni. Așa, eu sunt de părere că, până la urmă, suntem în țara noastră. Și ar fi cât mai bine să ni se acorde jucătorilor români credit. Asta este părerea mea. Într-adevăr, au ridicat mult nivelul campionatului. Dar, sincer, cred că și noi românii putem să ținem piept. Am înțeles. Să revenim la meciul de mâine. Cum a fost săptămâna aceasta? Sincer, cum v-ați pregătit eventuale probleme, dacă poți să dai din casă? Probleme nu sunt. Toți jucătorii, toți băieții sunt valizi, sunt toți pregătiți. Ne-am pregătit foarte bine această săptămână pentru că știm ce ne așteaptă la Timișoara, ca de fiecare dată un meci foarte greu. Băieții pleacă cu un moral bun, au plecat deja de astăzi cu un moral foarte bun și ne dorim să scoatem, cum am zis mai devreme, de ce nu o victorie acolo, pentru că asta ne dorim. Florin, din nou în numărul 10, cred că nu are ce face, din ce discutam că el mai mult preferă numărul 12. Da, preferă numărul 12, dar părerea mea e că el se descurcă foarte bine, se descurcă pe orice post de apoi. Pentru că are experiența numărului 15, pentru că știm cu toții că a jucat foarte mult fundaș. A jucat și la echipa națională 10, uvertură și centru. Eu zic că se va descurca foarte bine mâine și va face un meci foarte bun. Ce prevezi? Un meci deschis? Un meci încrâncenat? Un meci închis? Merg pe o a doua repriză mai deschisă, părerea mea. La început se va tatona, va fi un joc de tatonare și în a doua repriză cred că va fi un joc mai deschis. Joc aerian? Șut? Vor fi faze spectaculoase. Cu cedare de posesie? Simți treaba asta? Părerea mea că mâine va fi un meci spectaculos. Haideți să vedem mai multe despre această etapă a patra. Timișoara Saracens deschide balul mâine de la ora 19 pe Telecom Sport 3, bineînțeles în fața Stelei. Universitatea Cluj va juca cu Dinamo București, un meci de asemenea destul de ușor pentru dinamoviști, iar Știința Baia Mare va fi, se dovedește, cel puțin după rezultatul din ultima etapă, un alt meci extrem, extrem de fierbinte în fața CSM-ului din București. De obicei nu fac treaba asta, dar am să forțez un pronostic pentru Baia Mare, CSM București. Părerea mea e că Baia Mare pleacă favorită. Un scor nu pot să vă dau un scor exact, dar merg pe Baia Mare pentru că joacă acasă și părerea mea e că sunt favoriți. Așa este. Gânduri, apropo, despre echipă în acest moment, cum te simți ca jucător tânăr, ca jucător cu contract, un lucru senzațional la o vârstă atât de fragedă, într-un club atât de important până la urmă? Pentru mine este ca o binecuvântare, să spun așa. Mă simt foarte bine și chiar mă simt ca acasă, pentru că eu aici am crescut. Aici am început sportul, la 7 ani am început să practic rugby-ul la Steaua și aici mă văd în următorii 2 ani sau 3. Cel puțin. Da, cel puțin. Tatăl tău, mândru? Da, tatăl meu, stă sigur. Stă cu pieptul în față. Da, sigur. Dar el este cel mai mare critic al meu. După fiecare meci, lucrurile bune le lasă deoparte și mi le spune pe cele mai puțin bune.
Tudor, îți mulțumesc foarte mult că, mulțumesc. Că ai fost astăzi alături de noi. Mult succes, multă sănătate, e la fel de importantă, știi la fel de bine ca orice jucător profesionist și să ne vedem cu bine. Așa este, mulțumesc frumos. Prieteni, deocamdată punem punct acestei emisiuni. Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, urmează o etapă a patra cu două meciuri deosebit de încinse. Unul dintre ele, Timișoara, seara în Steaua București, va putea fi vizionat pe Telecom Sport 3 mâine, începând cu ora 19. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!